Bună dimineața! Noi azi vrem să ne ducem la țară, la bunica. Vreau să-i pun o țavă în baie, ca să se poată ține. E deja bătrână și să nu se alunece. Vreau să-i pun așa o bară ca în trolebus, vertical și orizontal, ca în duș să fie mai ușor. Bună dimineața! Vreau să-i scot mielci. Of, Ariana și-a găsit mielci ieri. Aha, eu și să... Vii, eu credem că... Nu nic acolo, dar ei să vii. Mamica aici pregătește... Cafea, cacao la copii. Cafea, aha, frappe grecesc. Acesta e tău, acesta lui Ariana, lui Alex și nici cu Jenia. Pe căldura asta, cafeaua rece merge the best of the best, da. Și... Bună dimineața, ce? Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Și dacă tot mergem la bunica să facem niște lucrări, am zis să facem și două filmulețe cu Alex, cu ATV-ul, ceva prin pădure. Lui Alex îi place așa ceva. Da. Da? Da. Și fari cald, e bine, e senin. Și ascurat și baia, am luat așa de aburi aparatul. Chiorcherul. Da, pentru că la dânsa podă de vagoncă, nu știu cum se spune în limba română, vagoncă. Fel de plastic așa merge. Da, un fel de... Și odată o... Și eu fost la dânsa, o leac fum de la plită, de la asta iarna. Și-o negrit un pic, da. Da, dar ea nu ajunge și nici nu poate. Și după ce a să fac Sergiu lucrările, a să trec repijor, ne-a luat soluții, mănuș și la treabă. Deci azi a să facem multe lucruri la bunica. Da, da. Dar tu unde vrei să dai drumul, Ariana? Nu aici, pe asfalt. La bunica sunt mulți cărăbuși de ăștia. Dă-l tot în drum, Alex. Ariana, și mielcii, iubita, mielcii acolo sub gard, la verdeață de-le drumul, nu aici. Da, poate să-i calci mașina aici. Acolo sub copăcei, da. Păi hai, pune-i și acolo. Tata, poate să vorbească. Dacă tu vrei să-i pui acolo, acolo să-i pui. Bine, hai noi până strângem lucrurile, voi aici cu cărăbușul și cu mielci vă lămuriți, da? Peste 10 minute plecăm. Ia că asta e țava care am luat-o. Aparat de sudat am luat de la cumătru Radu. Mască. Nu e așa de simplu, ai pus o țavă și gata, trebuie să sudez, să o tai, să o spun lamic, să o șurubez în plită, în pod. Trebuie perforator să iau, de asta de făcut găuri, vopsea, silicon. One hour later. Gata de filmări? Gata. Merge găteala în toi. Da, nici un anul Jenia să ne ajute. Eu și mă duc până când îți fac țările astea. Să filmăm noi că aici am pădure, ce frumos. Și iaz. Ia că așa, câte instrumente. Avem nevoie să facem lucrarea asta. Nu, în afară de stejca. Bună ziua, bunic. Bună ziua. Ești gata de duș nou? Acum, da. Cum? Dai cald, e cald la voi. Ei, e mai cald ca la voi, de la oraș. Da, da, acolo cu un grad mai rece. Of, e cald, dar de șutez mai ești pe afară, olea. Trebuie de dezmorțit. Văd că o borât mățișor e jos, da? Da, de-am venit jos, mai mănânc cu trăiat. E ca doi, dar unde e trilea? Că trei era. Unde e trilea? Văd cred că steming. E ca acolo sus erau. Mai pe scurt am 2 ore. Și ce am făcut eu timp de 2 ore? Am măsurat, am tăiat acolo la pod și trebuie de tăiat. Am sudat, e ca este? Am sudat, e ca așa. Jos spun. Acolo sus, mă sprind din 2 bucăți. Acum tai bara asta, o fac cât de cât așa rotundă, pentru că vreau să o sudez așa. Adică mai ușor să sudez și
mai plin să fie fierul acolo, adică să nu fie mult mare șov. Și mai pe scurt am mers pe varianta asta. Am vrut să fac e ca așa, așa. Și aici am vrut să fac așa, să meargă în trei direcții. Dar am zis că mai bine fac alăturile bus, să fie bunica. De jos până în pod și asta să fie la partea de duș, unde ea să ții. Și o să o pun la, e ca aici, o să o pun la înălțimea care are și e cârja, de 70 cm. A spat așa să margă pe lângă duș, să margă ca cu cârja. Adică să ții țava asta, poți ții și așa, ca la trolebus, că să treac. Cred că e cel mai bun variant așa. Și acuși tai și aici, pun și aici pentru bolturi și mă duc să fac găuri și a s-o pun. Pe urmă șlefuiesc, pe urmă vopsesc, punem silicon sus jos prin părți, schimb și stișca și gata. Și deja o să vină și Cristina până atunci, curățăm și baia, să facem așa o generală și am terminat. Bunica să fie fericit. Nici nu pot filma, că am uitat tripodul acasă și am vrut să arăt ca cum s-a primit. E ca așa. Așa, perete și asta orizontală e pe lungimea dușului. O să meargă și bunica spate ține. Și ei la 70 cm. Am șlifuit ștruba, că s-o pot vopsi. E ca așa am sudat-o. Nu e cea mai frumoasă sudură, dar având în vedere că prima dată sudez, s-o primit bine. Important să ții. Asta e cel mai important. Să fii practic, bunica să poată ține. Dar de-am frumusețea. Oricum, să o vopsesc și n-a să vadă așa tare minusurile la sudură. Aveți arătă. Stai că am ușa să curăț aici, că am făcut tot grada de... Eu nu pot satura de grădină? Da. Da, bine. Da, bine. Da, bunica a spus ca să vedem unde, dacă au făcut ouă. Găinile? Dușeți-vă să vedeți. Hai, da, Alexi, să vedem. Cum în pădure? Bine. Bine? Hai, Alexi, știu dacă au făcut ouă. Hai, dușeți-vă să vedeți. Da, bă, un culioc și e. Un culioc? Dar și așa multe ouă și? Două, trei, da. Uite ca căldărușă. Ia ca căldărușă și e. Alex, vină să iei căldărușa. Alex, vine după căldărușa, Alex. Poate n-a și niciun. Poate n-a și niciun, dar poate a simpli căldărușa. Da. E căldărușa și Alex. Poate și vă vreți 10 ouă. Dar vă știți un slicătat? Știți un slicătat? Da. Din colțul, da? Da, colțul, da, eu mai fost. Câte ouă? 10. 10 ouă ai găsit, bravo. Câte tu ai găsit și câte, Alex? Zero. Care? Eu pe tati le-am strâns. Ea nu, și apoi în urmă vreau să duc căldare de parchioscă. Arena zero, da, Alex, 10, da? Mai scurt, noi ne-am dus toți în coteț. Și Arena zice, hai că trebuie să strângem ouă. Și arăta cu mâna, e că acolo în colț trebuie să fie acolo și acolo. Și am găsit într-un loc 8 ouă. Și Arena pe urmă spune, ia că acolo unde e întâlnieric, acolo sunt ouă. Și eu zic, hai, Ariana, vin și ieși. Deci, nu, Alex, du-te tu și ieși. După ce le-am strâns pe toate, Ariana zice că, Alex, tu ai găsit ouă, eu acum duc căldare. Dar așa eram și noi când eram copii, eu țin. Da. Căldarea de cireșe, de mieri, o aduci așa. Da, da, mățușorii au ieșit din pod. Are bebelușă. Da, ești salvat, nu-ți joacă. Ariana, e stem de oameni. E în pod stau, Ariana. Dar până nu știu, sau da, pe strii, da, doi sunt pot. Aha, aici stai mei. Scări, da? Da, da, e singur scobor. Că da. Am finisat baia bunișii, trebuie podul, nu puteai. Da, Cristina a făcut și podul. Data viitoare vreau să aduc izolenta albă, să pun acolo, pentru că mi-a trebuit să intru cu țava. Și să stup. Și așa, i-am schimbat stișca lui bunica aia acolo. Am pus-o frumos mai acolo goală, sus. Mai să, da, că e înainte să duce pe viceu. Dar acum am îndreptat-o așa, că să fie pe cap. Corect. Și ea ca truba așa am făcut-o. Și-a vopsit-o, Sergiu. Am vopsit-o, da. Da. De seară bunica... E trainică, m-am așezat pe dânsa. Numai că acum deja e vopsită și... Da, nu, că spate bunica ține, știi cum? Corect. Așa e ca ea să intre acum deja așa. E ca să ține și de aici. Corect. În dușa să ții de acolo. Corect. E altfel. Și am cupăraș și covărașă. Și covărașă, da. Gata, avem acasă. Iau și tu.
Eu am fost. Asta, cum se numește? Ia, vezi cum se scrie? Ia. Cum bunic? Rădașcă. Rădașcă. Rădașcă e rusă, dar... Asta e rădașcă. În limba noastră, cum e? Așa era înainte, se vorbea. Rădașcă. Da, dar cum se numește el în limba noastră? Ei, bun. Gata, baia. Poți să te duci. Stai tot noaptea în duș. Poți să te joci la bară. Gata, ne ducem că e târziu. Și s-o e prinit. Nu trebuie să o și sănătos. Sperăm că ți-am ușurat o leacă viața și tot normal. S-am ușurat viața cu baia. Ce-a făcut? Mult? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Gata, am ajuns acasă, am făcut un duș expres. A venit mama la noi, așa că să aducă copiii, dar noi ne ducem la film repede. Pentru că a venit mama. Pentru că a venit mama. Alex repede aici o... Organizat și ATV-ul și... Deci clientele. Mai 20 minute ne-am încadrat. Că aparatura locomotorul trebuie să-l dăm înapoi. Mulțumim, am făcut treabă. Da. Chiar am făcut treabă. Foarte bună treabă. Și am filmat. Am stat mult azi la țară. Da, de mult am stat așa, din greu. N-am stat nici la masă. Nici la băut, nici la mâncat. De dimineața că am ajuns la ora 9 acasă, seara. Da. Ei, las că am făcut ceva bun. Bunica, cum a avea lacrimi mai de bucurie. Și frumos a pus-o acolo. Frumos e că când i-a prins, vezi? Când i-a prins e frumos, da? Ca când ați ieșim, ați și băi și întuneric, parcă ați și îmbești la bunica. Când de lumină e super. Și favozul luminează. Să vă arăt ce mănânc Cristina seara la ora 10. Da, tu n-ai să mănânci deloc, da? Tu să nu pui mâna. O să mănânc și eu. Eu pentru tine, știi? De gustos? Ai uite așa. Da, uite. Nu fac așa. Asta e și ideea. Așa. Repede aici. Cașcaval? Și cașcavalul ăsta gustos. Prima dată am mâncat în Grecia. Mâncăm, cât nu se începe filmul. Da, că să fie și lumină și... Am văzut la filmul Quiet Place. Ceva cu liniște. Noi iar închidem mall-ul. Este ora 12. Tu ții minte cum se termină filmul? Sergiu a dormit la final. Printat. Eu am adormit la final, nu țin minte. Nu țin minte. Așa. O zis că o să fie un film interesant. Interesant a fost, dar foarte mult fantastic. Și eu am tresărit de vreo 10 ori. A murit? A murit erou. Nu a murit. A mâncat-o? Dar așa după cum se înțelege, eu că a mâncat. Copiii oare dorm? Sperăm. Ora 12, cred că dorm. Și s-a obosit la țară azi. Da, da. La aer curat. A fost este, a lucrat vreodată? Nu l-am văzut niciodată. Apă este. Da, este apă numai. Ia și mașinuț, hai să o vedem. Bitul acela l-am mai văzut, dar e ca asta, ia și super. Vreau Fiat, nu știu ce e asta, foarte vechi. Chevrolet. Vezi, rata de rezervă cum... Da. Mă păstrau. Da, numai de două, nu? Era elita asta. Așa e și o roată, vezi? Două roți de rezervă. Da, cu două locuri. Ca smart. Eu aș merge cu una de asta prin oraș, știi? Și nu cap copii. Tu nu? Copii în braț. Și muzică, și lumini. E discoteca asta, da. Da, foarte bun. Clubul, ca azi e sâmbătă. Și parcă suntem în general în... Artificii, mașini. Da, dar asta nu e mașină asta. Nu e de la mașină. Ei, uite, bună viață. Ah, da. Și asta, și modelul. Jiguli! Jiguli? Da, bă. Ei... E tunat, motorul făcut. Se râd
de lume. Și super. Luminile aprinsă. Echivara. Frumos când e aprins. De mult n-am văzut la ora 12 așa. Poate multe mașini, poate că e sâmbătă. Poate a fost la Bora Bora sau cum se numește acolo, poate a fost ceva. Cineva vine în fiecare dată, vine cineva de. Poate, da.